Bună ziua și continuăm astăzi seria interviurilor cu candidații la prezidențiale. Teodor Meleșcanu, fost șef SIE, candidat independent și vedeta zilei, având în vedere scandalul ofițerul acoperit. O să revenim pe acest subiect, însă v-aș propune, domnule Meleșcanu, să începem cu începutul. Vi se pare corect să candidați din poziția de fost șef al unui serviciu de informații sau din poziția de șef chiar ați candidat oarecum, în sensul că n-ați așteptat trecerea unei perioade de timp, să zicem un an, doi, trei, cinci, pentru a vă implica în politică, ce ați făcut-o imediat după ce ați plecat din fruntea serviciului. Deci, întrebare, e corect de principiu sau? Da, este corect. Din punct de vedere legal, nu există niciun fel de interdicție pentru oamenii politici care servesc în calitate de șef de servicii să aibă o anumită perioadă în care să nu se poată reîntoarce în politică. Este și moral, pentru că eu nu am prezentat candidatura până când nu mi-am dat demisia, în timp ce foarte mulți din ceilalți competitori își fac campanie electorală din poziții mult mai importante ca aceea de șef al SIE. Avem un prim-ministru în funcție, își face campanie electorală, ce să mai spunem, cu toate logistica și având în spate sigla guvernului. Ar fi fost moral corect să demisioneze primul ministru pe durata campaniei electorale? După părerea mea, da, la fel ca și președintele Senatului, domnul Tăriceanu, care își face campanie cu sigla, cu activitatea, cu logistica Senatului. Ca și domnul Iohannis, care își face campanie în timp ce este primarul orașului Sibiu. Sau ca și președinte Traian Băsescu, care face campanie, sprijină unul dintre candidații la alegerile prezidențiale. Deci, din punctul meu de vedere, această chestiune e practic rezolvată și prin comparație, dacă vreți, dacă nu prin altceva. Dar revenind la experiența dumneavoastră, șef SIE, trecut candidat la președinție, și cu ce ați văzut în Europa sau peste ocean, credeți că legea ar trebui modificată astfel încât unui șef de serviciu să-i se impună o serie de restricții referitoare, referitoare la implicarea în politică sau afaceri pentru o perioadă de timp? Am văzut că sunt discuții și cred că trebuie analizat foarte serios din punctul meu de vedere. Nu pot să vorbesc pentru toată lumea. Din punct de vedere de șef al SIE, nu numai că ar fi, nu văd de ce ar fi necesară, dar chiar vă spun că ar fi păguboasă. Pentru că în calitate de șef al SIE ai o viziune asupra ceea ce se întâmplă pe plan internațional mult mai completă decât alte funcții ca un politic. Adică dumneavoastră spuneți că această expertiză, acest know-how s-ar pierde printr-o astfel de interdicție. S-ar pierde, evident. Într-un an, doi, trei, lucrurile s-ar perima și ar fi păcat să nu folosești o experiență care ai acumulat-o în folosul României. Pe de altă parte, domnule Meleșcanu, vi s-ar putea spune așa. Uitați-vă la televizor, vedeți acolo o serie de foști șefi de servicii, domnul Costin Georgescu, domnul Cătălin Harnagea, care periodic sunt folosiți pe post de specialiști, apare un scandal legat de spion, securitate, terorism, nu știu ce, și vorbesc de pe poziția omului investit în trecut cu o autoritate importantă, fost șef de servicii, dar ei fac politică de-a dreptul. Vi se pare corect să uzeze în acest fel de autoritatea dobândită în trecut? Nu, eu cred că atunci când ai intrat în politică, trebuie să te ții de politică, să nu mai uzezi de alte calități. Experiența nu ți-o poate lua nimeni. Există aici un fel de quiproquo, un pic, într-adevăr, dar este o chestiune care pe mine nu mă deranjează, având în vedere că rotația la șefia serviciilor, cel puțin la serviciul de informații externe, e destul de rapidă și ai din toate părțile, deci reprezentată și dreapta și stânga, nu poți să spui că cineva are un avantaj din această practică la care v-ați referit. Vorbeați mai devreme de viziunea pe care un fost șef de serviciu de informații externe, în cazul dumneavoastră, o are după ce a stat în acest post, după ce a colaborat cu celelalte instituții relevante pentru România și așa mai departe. Dar n-ați explicat până acum de ce ați acceptat ca o parte din semnăturile necesare depunerii candidaturii să fie strânse de un personaj straniu, sulfuros,
și anume colonelul în rezervă Mircea Dogaru, care e cunoscut, e declarat pro-Putin și este un adversar al valorilor democratice, el însuși. De unde îl cunoașteți? De când îl cunoașteți? Domnul Dogaru a avut câteva intervenții pe la televiziune în favoarea mea, n-a strâns nicio semnătură. De altfel, Consiliul despre care vorbiți este un fel de Consiliul Național al Securității, al Consiliul Național al Societății Civile, este un organism de coordonare care nu are niciun fel de aparat, niciun fel de funcție, ci are în subordine. Are înglobate în acest sistem foarte multe organizații patronale, sindicale, organizații neguvernamentale și așa mai departe. A spune că pot să fac o discriminare și să interzic unui om, de altfel nici nu a semnat pentru mine, nici dânsul și nici mi-a strâns semnăturile. Dar a face o asemenea discriminare... pe toate televiziunile că v-ați strâns semnăturile. Păi și dumneavoastră și alții pot să dea. Eu nu pot să vă spun decât adevărul. Dacă dumneavoastră vreți să credeți lucrurile care le spune unul sau altul, care eu fi mai bine informat ca mine, mă îndoiesc. Deci nu nicio semnătură n-a strâns pe subturile astea, domnul Dogaru. Niciuna. Dar dincolo, dincolo de semnături, nu v-am văzut delimitându-vă până acum de un astfel de personaj. Dar eu n-am nevoie să mă delimitez de niciun personaj. Foarte multă lume care mă susține, vă explic imediat. Foarte multă lume care mă susține are opinii pe care nu le împărtășesc în totalitate, iar uneori foarte puțin. Dar orice sprijin pentru candidatura mea, fiind candidat independent, este cu două condiții. Să sprijine candidatura mea ca persoană la președinția României, să sprijine programul meu politic. Și n-ar trebui să fie și a treia condiție, să împărtășească valori democratice? Valorile democratice sunt în programul meu, deci cine, într-adevăr, sprijină programul meu, are toate valorile democratice acolo. Dacă vă trezeați, de pildă, sprijinit, susținut de un negaționist al Holocaustului, să spuneți, nu simțeați nevoia să vă delimitați de el? Ar fi fost, eu nu știu, un caz din ăsta, e o întrebare ipotetică, n-aș putea să vă răspund. Păi atunci întrebarea concretă e, de ce nu v-ați delimitat de domnul Dogaru, că nu e departe de... Dar eu m-am delimitat foarte clar prin programul meu politic și prin toate luările de poziție în care am sprijinit ferm și am spus că în calitate de președinte voi fi garantul independenței tuturor organismelor care luptă împotriva corupției, menționând anii DNA și DICOT, a tuturor tribunalilor, magistraților, procurorilor care luptă împotriva corupției, pornind de la ideea fundamentală că această luptă este esențială pentru România. Fără ea, societatea democratică în România nu poate funcționa. Apropo de societate democratică, vă propun să mergem încet, încet către subiectul zilei, până la urmă, scandalul ofițerului acoperit, care cu permisiunea dumneavoastră... Subiectul trecutului. Și subiectul trecutului. Cu permisiunea dumneavoastră m-aș întoarce ceva mai mult în timp. Acum aproape 10 ani, dumneavoastră înși v-ați fost acuzat că ați fi fost ofițer acoperit de către domnul Mircea Răceanu, fost diplomat, condamnat la moarte de Ceaușescu în 1989 sub acuzația de spionaj pentru Statele Unite ale Americii. El a scris într-o carte că dumneavoastră, alături de alte personalități, ați fi fost ofițer acoperit al fostei securități. Ați spus atunci că îl veți acționa în judecată. Ați făcut-o? Nu, n-am făcut-o, că mi s-a părut stupid și n-am putut să obțin hârtiile necesare care să nege nici de la SIE, nici de la SRI. Ceea ce însă cum adică n-ați putut să obțineți hârtiile? Am făcut niște adrese oficiale și mi s-a spus că nu figurez în evidențe, atât. Dar nu, altceva nu mi-au spus nimic și nu puteam să pe această bază să încep o acțiune. Dar de fapt, lucrul e foarte simplu. Nu înțeleg care e problema. Tot ce e înainte de 90, pentru că acuzația domnului Răceanu înțeleg că era referitoare la activitatea mea de înainte de 1990, este de conspirat să găsesc material la CNSA. S-am candidat de 4 ori la Senat, de fiecare dată am fost verificat. Au mai fost și alții care au verificat direct. Cine? În arhivele serviciului. A fost șef care au avut această curiozitate, așa că nu e nicio problemă. Vă rog să mă credeți. Nu e nicio problemă, în ce sens? Nicio problemă, în vreun sens că aș fi avut vreo legătură cu securitatea, nici ca informator, nici ca ofițer activ, nici ca ofițer acoperit. Acum o să vă rog să-mi satisfaceți o curiozitate, cu mare plăcere. Mult mai tânăr, și anume, cum putea fi cineva pe vremea comunismului, mai precis, în anii 60, așa, să facă facultate la Geneva, ca dumneavoastră,
fără aprobarea securității. Din ce am citit, nu se prea putea face asta. Foarte simplu. Am avut nevoie, ca să plec la studii în străinătate, de o singură aprobare. Aprobarea secției relații externe a CCR PCR, pentru că nu eram membru de partid. Această aprobare mi-a fost dată și nimeni nu mi-a cerut niciodată vreo altă aprobare. Deci nu ați avut aprobarea securității? N-am avut, gândiți-vă că și puteau pleca la studii în afară așa. Da, sigur, și au plecat foarte mult. Dacă aveți impresia că eu sunt singurul. Din generația dumneavoastră din generația așa, din ceva amintiți oameni. Da, să spun cei cu care au fost cu mine la institut, au fost sute de oameni în străinătate la studii. Eu am fost nu la studii la facultate. Am fost la studii doctorale, deci mi-am făcut un doctorat, nu era vorba de facultate, de studii universitare, un doctorat. Au fost sute, dacă nu mii de oameni. Gândiți-vă că anii 60 au reprezentat în România o perioadă de deschidere. Am fost la doctorat împreună cu, nu vreau să invoc că după aceea mă trezesc cu cine știe ce, dar pot să vă dau un singur exemplu. Am fost cu actualul patriarh în aceeași perioadă, dânsul făcea studii, doctoratul în teologie, eu îl făceam în studii sociale și politice. Am fost cu Popiftenie, am fost cu foarte multe lume. Cu care... Sârbu a fost? Care e Sârbu? Ilie. Nu. Nu. Nu l-am cunoscut niciodată înainte de a fi în Parlament. Tot în discuția aceasta despre ofițerul acoperit, în ultimele zile pe televiziune a fost recurent adus în discuție așa. Numele fostului mare spion al României, Mihai Caraman. A fost invocat de foarte mulți. Da, n-am urmărit foarte atent. A fost ca un exemplu, de ofițer al fostelor servicii românești. Somitate. Dumneavoastră, ce părere aveți despre domnul Caraman? Cum îl consideră? Nu am cunoscut activitatea, știu doar că a fost implicat probabil după plecarea lui Pacepa, nu-mi dau seama foarte bine cum a fost, într-un mare scandal cu spionaj la NATO. Înainte de Pacepa. Așa, este singurul lucru pe care știu, nu l-am cunoscut, l-am cunoscut acum, după 1990, pentru că odată pe an, la ziua Serviciului de Informații Externe, sunt invitați și toți foști șefii Serviciului de Informații Externe. Nu pot să-mi fac o părere despre, spunem, partea profesională, ce a făcut. Știu, un om obișnuit, un om normal, cu care se poate discuta foarte, foarte bine, dar nu sunt un specialist în materie de istoria spionajului român și nici măcar un specialist în spionajul Serviciului de Informații Externe. Curiozitatea era mai precisă dacă considerați că ce a făcut prin anii 60-68, și anume penetrarea NATO, a fost o performanță sau nu? Din punct de vedere profesional a fost o performanță, din punct de vedere politic nu cred că ne-a adus foarte multe, mai ales că România nu avea probleme reale în relația cu NATO. Cei care aveau probleme reale în relația cu NATO erau cei din fosta Uniune Sovietică, nu noi. Dar încă o dată vă spun, chiar nu știu despre ce vorbește, să fac aprecieri, mi se pare hazardat. Haideți să ne întoarcem acum la actualitatea imediată, scandalul Ponta, ofițer acoperit. De ce ați spus inițial că Traian Băsescu v-a cerut o listă de ofițeri sub acoperire pentru ca ulterior să rectificați și să spuneți că v-a cerut nume, nu listă? Da, pentru că, din punctul meu de vedere, vă trimit la Dicționarul Explicativ al Limbii Române, o înșiruire de nume e o listă. Și mi-am asumat, am făcut și corectura și astăzi în conferința de presă, nume, mai multe nume și cu perioadele în care au lucrat și specializările la care au fost trimiși. Asta mi s-a cerut. Eu am considerat că e o listă. Dacă nu este așa, încă o dată spun că s-au cerut nume. Dar din documentul pe care Cotroceniu l-a făcut public, nu e un mare secret, îl am în față aici, l-aveți și dumneavoastră, l-ați văzut. Nu, eu nu fotocopiez documentele, tot ce doriți de la mine. Nu, a venit. Eu nu fotocopiez documente de la serviciu sau de altă parte. Dar l-ați văzut, pentru că ele public, acum făcut de Cotroceni, nu e... Okay. Dacă e greșeala Cotroceniului, e treaba lor. Deci din acest document nu apare că v-ar fi cerut nume. Deci rezultă că v-a întrebat dacă așa, din guvern din există... prezenta, vă rog să mă informați dacă în guvernul României există persoane care după 1990 au fost încadrate ca ofițeri acoperiți ai SIE.
nu se cer nume. Da. Și continuă. În cazul în care există astfel de situații, vă rog să precizați perioada în care aceștia au fost ofițeri ai SIE și dacă au fost specializați. Cum se putea preciza perioada dacă nu spuneai un nume? Explicația dumneavoastră, dar nume nu vi se cere în această adresă. Dar cum poți să dai aceste perioade în care au fost în serviciu niște oameni dacă n-au un nume? Încă o dată vă întreb. Nu vi s-au cerut nume. Dumneavoastră a spus, mi s-au cerut nume. Din adresa asta nu văd. Spuneți-mi numele și perioada. Să spune, domnule, vă spun, eu nu am documentele, au fost mai multe cereri, nu am documentele la mine. Au fost mai multe cereri. Că noi, da, au fost niște reveniri. Sigur, președintele a arătat. Cotroceniul a dat una singură. Da, e în regulă. Deci au fost mai multe. Da, sigur, niciun problem. Deci, din punctul meu de vedere... Cereri înscrise sau verbale? Nu, și scrise. Au fost, din punctul meu de vedere, am considerat că dacă se cere o înșiruire de perioade în care unii au fost ofițeri sub acoperire și lucrează în guvern, înseamnă implicit și numele și este de fapt o listă. Repet, e o deducție a dumneavoastră asta, că vi s-au cerut. O repetați de 2-3 ori, am înțeles, o de prima oară, dar dați-mi nevoie să o interpretare. Cum puteam să spun? În perioadele 50-60 au fost 2. Păi da. Dar nu aveam de unde să știu acest lucru. Are dreptate Traian Băsescu când spune că el ca președinte nu poate lăsa să se creeze un precedent instituțional, anume ca șefului statului să-i fie refuzată o informație din partea unui serviciu? Nu are dreptate deloc. Șefului statului nu se poate refuza, ci nici nu se pune problema de refuza niciun fel de informație care este necesară pentru îndeplinirea atribuțiilor dânsului în legătură cu modalitățile de obținere, cu sursele, cu operațiile care se fac pentru a obține această informație, nu are acces la ele, așa cum nici eu nu am acces. Dar dumneavoastră ați refuzat, ați explicat deja că ați refuzat cererea președintelui bazându-vă pe prevederile unei hotărâri de guvern. Da. Dar președintele la rândul lui spune că o hotărâre de guvern nu poate să bată o lege, legea pe care o invocă el. Dumneavoastră, de ce ați invocat hotărârea? Haideți să încercăm să ne oprim, că n-am venit să discut despre acoperiș. Din punctul meu de vedere, chestiunea este încheiată. Am și încheiat-o azi în conferința de presă. Dar din punctul de vedere al interesului public, deci, este uriaș, domnule Mereșcanu. Da, dacă îmi permiteți, încerc să vă spun. Ce pot să zic? Care este legea după care judeci? Tot ceea ce se publică în Monitorul Oficial. Această hotărâre de guvern era publicată în Monitorul Oficial, deci era obligatorie pentru mine. A face interpretări, ce bate, ce e mai sus, e în consonanță, nu e? Sunt discuții care n-au niciun sens să le facem la televizor sau la radio, ci de către organele competente ale statului. Sunteți specialist în drept, aveți studii doctorale în drept la Geneva, deci cred că e un principiu de drept destul de clar, și anume că o hotărâre nu poate să bată o lege. Dar cum bate legea, iertați-mă? Păi, nu știu, legea, înțeleg, că nu vă interzicea să spuneți numele ofițerilor în rezervă. Da. Asta spune Băsescu, nu asta. Stați puțin. Legea spune un lucru foarte simplu. Hotărârea de guvern nu bate legea, detaliază legea. Dacă vreți interpretare, ca să vi-o dau, articolul 10 din legea de organizare și funcționare a serviciului de informații externe spune foarte clar că nu pot fi desconspirate nimănui și nicio împrejurare mijloacele informative, sursele și toate celelalte operațiuni care au fost, citesc din memorie, scuzați-mă că n-am știut că o să fiu supus la o analiză juridică pe nu text cred că și n-am avut nu la cred mine. Că e o surpriză, nu am în vedere contextul. Nu, dar mi se pare aberant. Suntem în campanie electorală și discutăm despre lucruri care n-au nicio legătură. Haideți să vă întreb următorul lucru. Ieșim din mâlul acesta al legilor și HG-urilor și mergem la principiu. Așa. La principiu. Suntem în această situație. Vi se pare normal ca asupra președintelui României, în caz că iese Victor Ponta, să planeze timp de 5 ani sau 10 ani, depinde de numărul de mandate, suspiciunea că a încălcat Constituția, fiind concomitent
Ofițer acoperit și procuror? Asta este sarcina organelor competente a României, că e Curtea Constituțională sau cine o se poate pronunța într-o asemenea chestiune, dar din punctul meu de vedere eu nu aș face. Asta e altceva, dar e o chestiune personală. Ce să faceți? Ce anume? Nu aș lăsa să planeze asupra mea o astfel de... Păi ați avut în mână... O secundă. Cum să nu planeze dacă suntem în acest cer vicios? Legea nu permite, spuneți, să fie... Din păcate, legea nu permite. Și dacă legea nu permite, atunci acum să ieșim noi din suspiciune? Asta e o chestiune, e o întrebare care trebuie să vă adresați și dumneavoastră, nu numai mie, că nu pot să vă dau soluție miracol. Eu aș mai avea o singură curiozitate pe tema asta și din haideți, punctul dacă meu de vedere. Chiar, cinstit vă spun, de 72 de ore nu am decât ultima, ultima vă promit, e vorba de o declarație făcută astăzi, sau oricum, aseară, cred. Mă rog. Singura chestiune care va trebui clarificată legal, a spus domnule Mereșcanu, este că președintele a afirmat că are copii după documente transmise de SIE, lucru care este interzis. Documentele transmise de SIE, ați mai spus, se consultă de către beneficiarii politici și se restituie după consultare. Este interzisă, ați adăugat, multiplicarea și deconspirarea lor. SIE ar trebui să ceară niște clarificări. Întrebarea mea este ce anume ați dori să spuneți? Ar trebui să facă SIE o plângere penală sau cum? Nu. Clarificările și plângerile penale sunt atunci când nu există o altă soluție. Clarificările trebuie să fie normale în raporturile instituționale. Dar ce ar presupune aceste clarificări? Că nu înțeleg exact. O discuție la fie la Ornis, fie la Direcția de Specialitate a SRI-ului care se ocupă de păstrarea documentelor secrete în legătură cu modul în cum se administrează documentele secrete la președinție. Dacă există reglementări. Haideți să trecem atunci la un alt subiect care e nu doar de maximă actualitate, care e de maximă actualitate nu doar acum, ci în toată ultima perioadă. Lupta anticorupție. Ați fost șeful SIE, o importantă sursă de informații pentru factorii de decizie. Care e contribuția SIE la lupta anticorupție în ultimii ani? Cel puțin cât ați condus noastră acest serviciu? Nu pot pentru vorbi, dumneavoastră stați de vorbă cu fostul director al SIE. Deci n-am sigur. Cum să vorbesc de pe poziția de director al SIE. Ceea ce pot să vă spun este că cea mai importantă contribuție și singura pe care o putem să o facem este aceea de a oferi suport informativ absolut pentru informațiile care vin din străinătate. Deci e singurul lucru. Nu oferim nici informații din interior, nici informații din alte surse, decât ceea ce primim de la partener prin cooperarea cu alții și prin operațiunile noastre directe. Vă întreb acest lucru pentru că am văzut în foarte multe comunicate ale DNA sau de ICOT menționat explicit sprijinul SRI, uneori al Direcției de Informație a Ministerului de Interne 2 și un sfert, dar am văzut menționarea SIE niciodată. Acum vreau să mai spun încă un lucru. Noi în momentul în care primim la SIE când eram, în momentul în care primeam o informație care privea pe altcineva, o transmiteam automat. Nu ne apucam să o prelucrăm sau să mergem pe ea în continuare. Fie la DICOT, fie la DNA, fie la SRI, în funcție de tipul de informație care era la noi. Nu aveam o implicare directă, neavând dreptul să facem activități pe teritoriul României, neavând dreptul SIE să facă activități pe teritoriul României. Pe teritoriul României nu, dar în afara țării cu siguranță. Da. Și întrebarea este ce cazuri de corupție în ambasade, consulate sau care implică ambasadele sunt teritoriul românesc, care implică ambasadori, consuli, secretari de ambasadă. Deci am văzut în toată perioada asta cazuri de corupție inițiate de SIE pe offshore-uri, de pildă, unde vedem că se derulează o amplă activitate infracțională. Poate sunt și nu le-am văzut noi. Nu. Aveți dreptate în mare măsură. Ce se întâmplă? Serviciul de informații externe, ca și toate serviciile, nu lucrează din inițiativa lor sau fac ceea ce doresc. În fiecare an, în ultima lună anului, în luna decembrie, se adoptă Programul Național de Priorități Informative și se dau și sarcini fiecărei instituții. Nu am avut niciodată prin acest program o sarcină specială pentru offshore-uri sau pentru ceva. Sarcinile noastre erau foarte bine delimitate, în special pe informația de natură politică.
utilizabilă. Pentru celelalte erau în sarcina altor organisme. Deci nu cunosc... Informație de natură politică, că nu s-ar putea să înțelege. Adică cele referitoare la amenințări teroriste, amenințări la securitatea națională. Informație de natură politică. Ok, am înțeles. Și cu alte cuvinte, spuneți noastră că activitatea anticorupție nu a fost apanajul SIE în aceste... Exact. În aceste exact. Însă, încă o dată, spun tot ceea ce am primit, ce se primea la SIE pe vremea mea de la parteneri, era transmis întotdeauna că pot fi și informații ocazionale, fără a face mari eforturi sau operațiuni în acest scop. Dar, ca să fiu foarte cinstit cu dumneavoastră, din ceea ce știu eu despre modul în care funcționează structura de luptă împotriva corupției, aceste lucruri nu se pot face de către Serviciul de Informații Externe, sunt de natură polițienească. Deci cei care pot avea o șansă, prin fie Ministerul Justiției, prin Comisie Rogatorii, fie pe linie de Europol și alte structuri ale polițienești, poate cere acces la conturi. Vreau să mă înțelegeți bine. Nu e peste tot ca în România. Nimeni nu are acces la conturi dacă nu există o solicitare oficială referitoare la un dosar în curs sau la o cauză sau la o bănuială. A trimite un spion să spioneze conturile unei bănci este un lucru de neînchipuit. Nu, aici era vorba de informații. Nu, v-ați referit la offshore-uri. Da, e vorba de informații pe care un agent... Informațiile care au venit întotdeauna se transmit automat, dar vă spuneam că în această structură de luptă împotriva corupției, cei care au rolul cheie sunt organele polițienești și parchetul. Sunt singurii care pot face cereri oficiale. Noastră credeți că nouă ne-ar... Noi am tolerat în România ca să vină tot felul de spion să uite pe contul de băncilor, pe la societăți. În orice țară se păstrează foarte strict. E o reglementare extrem de strictă în legătură cu accesul la datele. Nu, dar dacă îmi permiteți, așa? În lupta anticorupție, poate ne așteptam ca un caz de mare corupție, având în vedere cât de mulți politicieni români își ascund averile în afara țării. Cât de mulți politicieni români și oameni de afaceri, vedem din cazurile Microsoft. Mă face să zâmbesc. Noastră chiar aveți impresia că Serviciul de Informații Externe în străinătate se ocupă să urmărească cetățeni străini ce fac, cum se duc? Este imposibil, credeți-mă. Nu, când la poate mai află. Nu. Poate mai o dată la 100 de ani, poate află. Ce se află, informații de acest tip se transmit automat. Dar nimeni nu poate să urmărească nici firmele românești în străinătate, nici cetățenii români care umblă, sunt zeci de mii pe zi care circulă și se duc în toate locurile. Cum poți să îi urmărești? Credeți-mă, este o mitologie care nu are niciun fel de legătură cu realitatea. În schimb, ce poate face Serviciul de Informații Externe și a făcut-o în câteva cazuri, este să îi urmărească pe cei dați în urmărire generală, pe cei căutați. Și s-a întâmplat cu Omar Haisam, s-a întâmplat cu deputatul de către poliție, în primul sau pe cei care dezvoltă grupuri organizate, mafiote. Ai altceva. De grupul Monaco, de pildă. Ați auzit? Nu am auzit. În timpul serviciului meu, în perioada în care am fost șef. Dar revenind la persoane căutate, și vorbeam de Haisam, vorbeam de deputatul acela fugit în Kenya, Bodea, cred că îl cheamă. Boldea, da. Recuperat din Kenya. Da. Și așa mai departe. Unul dintre ei este, din cei căutați, este Codruț Marta, fostul șef de cabinet al lui Blejnar de la ANAF. Da. Aveți vreo informație? Trăiește sau absolut nu se știe nimic? Nu, absolut niciuna. El este unul dintre personajele cheie. Bine din presă despre personajul cheie, despre tot ce s-a spus, dar n-am văzut niciodată niciun fel de informație cât am fost director la SIE despre dacă trăiește sau nu, sau unde ar putea să fie. O singură curiozitate aș mai avea în legătură cu marile cazuri. Vedetele dosarelor anticorupție în aceste zile sunt Microsoft, auzim în permanență de EADS care stă să vină și el din spate, cu nume care să regăsesc și într-o parte și în alta. SIE a avut vreo contribuție la aceste cazuri? La cunoștința mea, nu. Datele au fost transmise direct organelor competente, fie
parchetului, fie Serviciului Român de Informații, care au și ei legături cu partenerii externi. Nu trece totul prin Serviciul de Informații Externe, nu am auzit nimic. V-aș propune să ne întoarcem acum la candidatura dumneavoastră. Vom discuta despre program, despre alte aspecte, dar înainte de a vorbi despre programul dumneavoastră, o curiozitate. În 2000, când ați candidat la președinție, ați spus ulterior că scorul mic pe care l-ați obținut atunci are drept una din cauze și lipsa de finanțare. Pentru că spuneați atunci, noi am fost un partid mic care n-avea ce să le dea. Una din cauze. Da. Acum candidați din nou. Să înțeleg că ați rezolvat această problemă. Am deja o altă vizibilitate și contribuțiile voluntare care se fac, donațiile, sunt mult mai importante decât erau atunci cu 14 ani în urmă. Sunt deja la o vârstă când am conturat o anumită imagine de seriozitate, de competență și sunt destul de mulți oameni care totuși au contribuit la campania electorală. Dar în al doilea rând, am schimbat complet viziunea. În campania mea electorală, eu nu strâng oameni cu autobuse, îi duc pe stadioane sau la concerte, dau mici și bere. Eu mă duc la oameni și asta costă foarte puțin. Mă costă doar timpul meu, sănătate, pentru că stau foarte mult în mașină, cu șirea spinării, dar nu sunt cheltuieli extraordinare. Ceva afișaj care nu e foarte scump, pur și simplu se poate găsi o finanțare. Restul se face cu foarte mulți voluntari și multă bunăvoință. Cine e echipa care vă ajută, echipa de campanie? Sunt oameni cu care ați lucrat la PNL sau la APR înainte? Nu. Sunt în general oameni tineri care sunt în zona studențească și post-studențească, deci tinere cadre universitare. Considerați că v-a ajutat, v-a încurcat în campanie scandalul ofițerul acoperit? V-a dat mai multă vizibilitate? Mai multă vizibilitate, da, în mod evident. Nu sunt însă foarte convins că a fost o ocazie pentru mine să-mi prezint oferta politică. A fost mai mult o dezbatere legată de vechea mea ocupație, nu de ceea ce doresc să devină noua mea ocupație. Legat de viitoarea dumneavoastră ocupație, dacă veți câștiga cursa, lămuriți-ne puțin cum vă definiți ca ideologie în acest moment? Mai degrabă de apropiat de stânga sau mai degrabă apropiat de dreapta? Nu, sunt de centru-dreapta și așa am fost întotdeauna. Dacă vreți să vorbesc de ideologie, sunt adeptul ordoliberalismului, un curent care este foarte eficient folosit, un curent de gândire care dă rezultate foarte bune în Germania și Franța, respectiv, care pornește de la ideea că libera inițiativă și competiția sunt elemente esențiale fără care economia nu poate merge, dar că și libera inițiativă și competiția trebuie să se desfășoare într-un cadru foarte bine organizat, care este stabilit de către stat, de către puterea statală, care stabilește acest cadru în funcție de prioritățile sale politice, economice și sociale și în același timp asigură respectarea regulilor jocului. Deci este o teorie, o viziune care pornește de la ideea ca tot ceea ce înseamnă economie liberă de piață să aibă și o reglementare cât mai corectă. Spuneți că sunteți de centru dreapta, da. Asta ar însemna că în turul 2, dacă vor intra, așa cum arată sondajele acum, Victor Ponta și Klaus Iohannis, îl veți susține pe Iohannis? Nu am luat încă o decizie. Decizia mea este să intru în turul 2 și să câștig. Când va fi, vă voi spune. Nu e o decizie care va fi doar pe criterii ideologice, va fi și pe criterii de eficiență și de încredere pe care o am într-un candidat, ca să pot să recomand celor care m-au votat să urmeze o nouă candidatură. Dacă veți câștiga sau dacă veți intra în turul 2, există o înțelegere tacită, să spunem, între candidați, ca între cele două tururi, finaliștii, cei doi finaliști care vor ajunge, să participe alături de candidatul la postul de premier, să spunem. Pe cine ați vedea dumneavoastră ca premier, dacă veți ajunge președinte și dacă ar exista posibilitatea unei schimbări în raportul de forțe în Parlament? Și eu am mai spus și spun foarte clar, România are un premier care este Victor Ponta
și care este susținut de o majoritate legală în Parlament, care a fost prin votul cetățenilor consfințită. Deci, din punctul meu de vedere, nu este treaba președintelui să bace bățul în gard, să facă alte majorități, să schimbe majoritățile, să schimbe primii miniștri, chiar dacă se folosesc, cum s-a spus, adică în unele cazuri. Adică ați respectat situația de facto? Nu. Respect întotdeauna votul cetățenilor. Dacă majoritatea dorește să schimbe primul ministru, întotdeauna voi fi bucuros să colaborez cu o altă persoană. Dacă se creează o altă majoritate care vine, da, repet, legal constituită prin votul cetățenilor, nu voi avea nicio problemă să lucrez cu nimeni. Dar să-mi pun ideea pe cine aș vrea premier între turul 1 și turul 2, după părerea mea, este o gafă enormă din punct de vedere democratic. Primul ministru este cel care are majoritatea în Parlament. Primul ministru îl dă jos, nu președintele, nu nimeni, îl dă jos tot Parlamentul printr-un vot de neîncredere. Și atunci când se deschide din nou, să spunem, jocul, să vedem în ce măsură există o majoritate. Apropo de prim-ministru, îl vedeți pe George Maior, șeful SRI, în funcția de premier? Vă spun de ce vă întreb. A fost vehiculat numele lui. Speculații în presă destule că dacă Victor Ponta ajunge acolo, s-ar putea să-l numească pe George Maior. George Maior însuși a spus că își pune mandatul la dispoziție după alegeri și la TVR, cred, într-un interviu declarase că e dispus să discute după alegeri despre eventuală nouă funcție. Îl vedeți așadar premier după alegeri? Încă o dată vă spun, e o decizie care nu mi-aparține mie. Știu, dar întrebarea care aparține majorității. Evaluarea dumneavoastră. Și George Maior și mulți alți oameni de vârstă mijlocie, să zicem, nu poți să-i spui tineri, oameni în jur de 50 de ani, pot să fie foarte buni premier. Cine va fi, asta va decide majoritatea din Parlament. Dar o prerogativă directă a președintelui și dacă veți ajunge președinte, este aceea de numire a șefilor la serviciile secrete. Pe cine ați vedea, dacă veți câștiga cursa prezidențială, pe cine ați vedea în cele două funcții principale, la SIE și la SRI? Am înțeles. Nu pot să vă dau un răspuns, dar fac o mică corectură. Nu președintele numește șefii serviciilor. Președintele propune șefii Parlamentul. Serviciilor. Deci, Parlamentul numește. Deci, orice decizie a mea, oricât aș avea eu lucrurile de bine structurate în cap, va trebui să fac obiectul unei consultări cu primul ministru și cu majoritatea parlamentară pentru a mă asigura că fac o propunere care să fie acceptată de către majoritatea parlamentară. Ați merge... Dar ca un principiu, și termin imediat, ca un principiu aș merge în continuare pe numirea de oameni politici, posibil din partidele de opoziție, dacă s-ar putea agrega o majoritate în acest sens și am ajunge la o înțelegere, pentru simplu motiv că unul din criteriile fundamentale de la Copenhaga pentru admiterea României în Uniunea Europeană ca și NATO, a fost controlul civilului asupra militarului. Mie mi se pare că ideile care le-am auzit uneori năstrușnice în campanie, că ar trebui numiți militari din asta, mi se pare că ne-ar da înapoi cu 30 de ani, ceea ce nu mi se pare că e o idee foarte bună. Tot așa cum altă idee năstrușnică am auzit, cu un referendum privind transformarea în regat, potrivit articolul 152 din Constituție, forma de funcționare republicană nu poate fi supusă unor modificări constituționale. Deci apar tot felul de idei. Dar lucrurile sunt, eu zic, pornite într-o direcție relativ corectă din punct de vedere al relației între servicii, Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Parlament. Ele, așa cum sunt reglementate de Constituție, permit într-adevăr ajungerea la decizii care se bucură de un sprijin relativ larg, pentru că fără asta nu poți să numești. Nimeni nu are puterea absolută de a pune pe unul sau pe altul. Oricum, deci, clar am spus de la bun început că am preferința pentru un politician și tot așa de clar spun că ar trebui să aibă un minimum de experiență parlamentară, dacă nu de altfel, fie în Comisia de Control a SIE, fie în Comisia de Control a SRI, fie în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, Comisia pentru Relații Externe, deci cineva care să aibă și un minimum de experiență pentru a nu fi șocat la primul contact cu activitatea pe care o are. Apropo de campanie, văd că
toată lumea promite că nu se va atinge de pensii, ăsta e un subiect important de campanie, dar da. Traian Băsescu spunea în ultima ieșire că există o inechitate în lege în ce privește pensiile celor din serviciile secrete. Ar trebui reglată această inechitate, spunea șeful statului, dar nu am înțeles exact la ce se referea. Nu știu nici eu, nu știu la ce se referă președintele, însă la ora actuală sistemul de pensionare, după părerea mea, are o cu totul altă problemă decât cea pe care o ridică președintele de inechități. Problema fundamentală a sistemului de asigurări sociale este posibilitatea de supraviețuire, având în vedere că majoritatea tinerilor care emigrează sunt între 25 și 45 de ani, deci în plină putere, oameni care nu mai contribuie deci la sistemul de pensionare din România, ci contribuie în alte țări, în condițiile în care urmează și un al doilea efect pervers, care este că îi lasă aici acasă părinți, copii în vârstă care trebuie să bucure de ajutoare sociale, fac ca tot sistemul de asigurări sociale să fie supus unei presiuni enorme. Dacă nu se adoptă măsuri rapide, acest sistem în totalitatea lui poate fi pus în discuție, pentru că nu va mai fi sustenabil din punct de vedere financiar. Sistemul conceput de Bismarck era într-o țară cu creștere demografică în care trei care muncesc plătesc pensia celui de-al patrulea. La noi e cam 0,8:1. Deci vă dați seama că un asemenea sistem nu poate funcționa și odată cu dreptul de muncă pentru cetățenii români în Uniunea Europeană și diferența foarte mare de venit între România și alte țări, probabil că acest proces va continua și va crea o tensiune care poate să ducă chiar la situații grave din punct de vedere al funcționării sistemului. Cu inechități, sigur, se pot face, dar nu astea sunt problemele esențiale. Revin la prerogativele președintelui. Una dintre ele este politica externă. El o face împreună cu guvernul, mai precis cu Ministerul de Externe. Cum proiectați dumneavoastră ca viitor președinte, să spunem, politica externă a României față de Rusia? Cum ar trebui, care ar trebui să fie comportamentul României în condițiile pe care le știți cu toții? Da, vă mulțumesc pentru că mi-ați ridicat la plasă. Într-adevăr, și eu consider că în perioada care urmează, atribuțiile de politică externă ale președintelui vor fi esențiale. Pe de o parte, datorită problemelor pe care le avem în țară, dar și problemelor din zona care ne înconjoară. Și, într-adevăr, avem nevoie de un președinte foarte activ și respectat și recunoscut pe plan internațional și mai ales avem nevoie de un președinte care să fie capabil să conlucreze foarte eficient și cu primul ministru și cu guvernul, pentru că politica externă se face până la urmă prin Ministerul de Externe, care este partea guvernului, la fel ca și cu parlamentarii. De ce? Elementul esențial în politica externă este coerența, credibilitatea mesajului. Nu poți unul să dea un mesaj, celălalt să-l conteste și să dea un mesaj. Am avut în cazul Lukoil. Și în multe alte cazuri. Și cu comisarul european. N-are rost să discutăm acum, că lista e mult prea lungă. Eu v-am făcut doar această introducere pentru a sublinea că, într-adevăr, și eu consider că politica externă este extrem de importantă și probabil, așa cum o văd eu acum, între cele mai importante prerogative ale președintelui, pe care nu poate să o exercite cu eficiență și cu coerență decât în strânsă colaborare cu Ministerul de Externe și cu structurile guvernamentale. Autoritățile vin și la Rusia. Dar nu vreau să dau impresia celor care ne urmăresc că asta e singura problemă de politică externă pe care o avem. Prima și cea mai importantă este parteneriatul strategic cu Statele Unite în materie de securitate. Da, aia nu e o problemă. Acolo. Dar este o problemă și o să vă spun de ce. Pentru că noi parteneriatul de securitate cu Statele Unite este conceput în sensul că noi adresăm cereri și americanii vin. Vin cu baza antirachetă de la Deveselu, vin cu mai mulți soldați pe Mihail Kogălnicianu, vor sprijini un comandament care să se creeze în România și așa mai departe. Dar nu înțelegem că parteneriatul strategic nu e o stradă cu sens unic, care noi cerem și de la americani vine. Trebuie să facem dovadă de solidaritate. Acest parteneriat trebuie construit și dezvoltat în continuare. Și atunci când Statele Unite fac un apel
pentru lupta împotriva statului islamic sau altceva. Trebuie ca și România să fie capabilă, pe măsura posibilităților sale și în limitele sale financiare, să se implice. Mă scuzați că vă întreb, dar aici nu cred că a fost niciun fel de problemă. România s-a dus în Afganistan, România a acceptat să sprijine lupta împotriva ISIS atunci când a fost. Dar ea trebuie continuat încă o dată. Dar cred că cele mai mari bugetul aici n-a prea ridicat cheltuielile. Bugetul pentru apărare. În funcție de buget, în funcție de posibilitățile reale. Deci cred că marea cerere al doilea, stați că după aia o să ziceți că încerc să nu vă răspund. A doua chestiune, a doua prioritate, sigur, este ridicarea profilului României în Uniunea Europeană și în NATO. Noi suntem acolo, suntem în clădire. Nu suntem încă la masa unde se iau deciziile. Nici acest NATO? Profil. NATO pare că avem un profil mai bine controlat. În NATO profilul este ceva mai bun, dar în Uniunea Europeană suntem încă o țară care este socotită printre cele nou venite și cu probleme mult prea mari ca să stea la masa unde se iau deciziile. Dincolo însă de aceste priorități, relațiile cu Statele Unite în materie de securitate, dar și economie, și relațiile cu Uniunea Europeană și NATO, evident că voi promova o politică de deschidere către absolut toate țările lumii. Inclusiv sau cu o anumită prioritate pentru țările din Asia. China, Japonia și Coreea de Sud sunt țări cu capacități economice importante și cred că putem avea o cooperare economică mult mai largă, ca și cu alte țări din Orient, imediat Orient, America Latină, Africa și așa mai departe. Problema noastră privește, deci întrebarea noastră privește direct relația cu Rusia. Da, pentru că ea se anunță a fi cea mai problematică, da. Și pentru că vecinătatea ne arde pe toți. Ați vrut să mai spuneți ceva sau tot? Terminați cu Rusia, că e mult mai important, deci, și o să revin eu pe UE cu o întrebare. Ok, ok. Relația cu Rusia la ora actuală pornește de la un principiu fundamental care știm cu toții, rolul Rusiei în materie de securitate în regiunea noastră este un rol esențial, n-are rost să ne ascundem după deget. De aceea o relație a României împreună cu țările Uniunii Europene, cu Rusia în materie de securitate, este un element esențial. Ceea ce a intervenit însă în ultima perioadă sunt anumite acțiuni ale Rusiei care contravin principiilor și normelor dreptului internațional. A fost ocupată Crimea, se încurajează tendințele secesioniste din Donbas și din Lugansk. Deci există foarte clar un mod de comportament care, din punctul meu de vedere, nu răspunde normelor dreptului internațional public. Deci nu putem spune că relațiile noastre cu Rusia le vom dezvolta în continuare, pentru că ar fi incorrect. Rusia este o țară sub sancțiuni economice din partea Uniunii Europene și a Statelor Unite, la care este asociată și România. Rusia are o politică în care, în locul negocierilor, preferă folosirea altor instrumente de forță pentru a-și realiza obiectivele. Ceea ce este, după părerea mea, inacceptabil, și nu după părerea mea. Este o opinie larg răspândită în lumea din care trăim. Deci, putem vorbi de dezvoltarea unor relații cu Rusia, inclusiv din punct de vedere economic, în primul rând, care ne interesează, în momentul în care problemele pe care le-am arătat vor fi soluționate prin intermediul tratativelor, pe cale pașnică, nu prin folosirea de mijloace militare, și, în doilea rând, când sancțiunile economice vor fi ridicate. Să ne prefacem acum că nu s-a întâmplat nimic și că, până la urmă, relația e cu o țară importantă. Este, dar este o relație care trebuie să bazeze pe principii și mai ales pe apartenența noastră la Uniunea Europeană și la NATO. Vedeți posibilă, domnule Meleșcanu, decuplarea României de Bulgaria în ce privește ridicarea mecanismului de cooperare și verificare? Am văzut că se discută. Da, evident că sunt asemenea tatonări în ce măsură s-ar putea decupla. Ar fi bine să se decupleze de Bulgaria, România? Bun, la bine sau la rău am fost împreună cu Bulgaria de la intrarea în Uniunea Europeană și de foarte multe ori, așa cum la noi acum vedeți că există o tendință mai degrabă de decuplare, având în vedere decalajul față de
rezultatele activităților în materie de justiție din Bulgaria, știu că există o tendință de acest fel. Această tendință se manifestă și în raport cu intrarea în Schengen. Deci e într-adevăr un întreg pachet dar de lucruri. Dar ar fi bine pentru România să apese pe accelerație justificat, pe bună dreptate, în raport din punctul meu de vedere, România trebuie să apese pe accelerație și să rezolve toate problemele care sunt, în special mecanismul de cooperare și verificare. Din punctul meu de vedere, aici nu există niciun fel de problemă sau, hai să spunem, nu creăm dificultăți Bulgariei, dimpotrivă. Cred că vom reuși să-i determinăm, să-i mobilizăm, să acționeze și poate chiar folosească din experiența noastră, așa cum este, cu bune, cu rele. Cred că în cazul Schengenului ar fi o eroare să mergem pe decuplare. De ce? Păi am avea o frontieră de 1000 de kilometri aproape pe Dunăre, care a trebuit să o securizăm de nou. În plus, deci e bine să-i tragem în Bulgaria după noi în Schengen, să avem problema frontieră. Da, de trei ori, cum zicea. Poftiți? Foarte interesant. Foarte interesant. Vă mulțumesc foarte mult. Un om care gândește nu întotdeauna reușește, poate să explice foarte bine lucrurile pe care le gândește. Da. O ultimă întrebare din partea mea. Vorbeați de riscuri de securitate, iarăși sunt în aparajul președintelui. Ați amintit la un moment dat, în urmă cu câteva săptămâni, că există un singur cetățean român care a plecat să lupte. Există un singur cetățean în legătură cu care nu am avut clarificat dacă a plecat, să lupte pentru ISIS, la un moment dat. Dar problema nu asta este, din punct de vedere a riscului pentru România a unor fenomene teroriste, problema nu e legată de cetățenii români care sunt practic inexistenți. Asta voiam să vă întreb, ci dacă există un pericol pe teritoriul României reprezentat. Există un pericol mare pe teritoriul României pentru cetățenii din celelalte țări membre ale Uniunii Europene și din țările Balcanilor de Vest. Există de nivelul miilor de luptători în zona Orientului, fie în Siria, fie în cadrul statului islamic, care oricând se pot întoarce, în momentul când situația va cunoaște o anumită ameliorare, se pot întoarce. Cazul cel mai grav este al cetățenilor din Uniunea Europeană, care au mulți, repet, mii. Și chiar o ultimă întrebare. Scuză-mă, și acești cetățeni sunt cetățeni europeni. Uh-huh. Deci ei n-au niciun fel de probleme, trec la frontieră cu cartea de identitate și riscurile sunt foarte mari, pentru că nu poți lua niciun fel de măsuri preventive atunci când vine cineva dintr-o țară, să zicem, de risc, din Afganistan, îți vine la aeroport, bineînțeles, îl înscrii, încerci să vezi despre cine este vorba, dar atunci când cetățenii sunt din Uniunea Europeană și circulă liber, este aproape imposibil să poți să previi o acțiune ostilă din partea lor. Ultima întrebare, domnule Mereșcanu, a fost prea puțin discutată în presă, din păcate, preluarea, un eveniment important, noi am spus istoric, preluarea comenzii militare de la Deveșelu. Pentru dumneavoastră, ce semnificație are acest moment? Chiar dacă pare unul tehnic. Dar... Nu e un lucru tehnic, e un semnal extrem de puternic politic în legătură cu punerea lui Deveșelu pe hartă ca un element fundamental al apărării antirachetă, nu numai a Statelor Unite, dar și a țărilor NATO și ale țărilor Uniunilor Europene. Este intrarea oficială a noastră într-o structură care este una din structurile esențiale pentru securitate. Vreau înainte de a termina să vă spun un singur lucru. Am o propunere la care țin foarte mult și vreau să vă prezint și dumneavoastră. Se referă la funcționarea statului și ea privește reducerea numărului de parlamentari la 324, reducerea mandatului președintelui de la 5 ani la 4 ani și organizarea de alegeri împreună a celor alegerilor prezidențiale și alegerilor parlamentare și în cazul propunerea mea a fost că prima etapă când putem realiza acest lucru este chiar în 2016, pentru că în 2 ani de zile am putea să facem modificările constituționale și am putea să aducem alegerile prezidențiale din nou cu alegerile parlamentare. Și vă spun și de ce. Nu-i vorba numai de bani cheltuiți, nu-i vorba numai de alte probleme care apar, dar coabitarea s-a dovedit extrem de dificilă și dacă ar fi numai dificilă, nu m-ar deranja foarte mult dacă cei doi nu se înțeleg. Din păcate, este și foarte dăunătoare pentru România. Aduce prejudicii României. Cu alte cuvinte, ați fi de acord ca mandatul dumneavoastră să dureze
doar 2 ani. Da, aș fi foarte mândru dacă aș realiza în acești 2 ani ceea ce alții n-au realizat în 10. Mulțumim pentru participare. Mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc.